pentru că românii nu sunt minoritate națională, ei sunt o comunitate etnică care vorbește un dialect al limbii române și nu o limbă diferită de limba română. Aceasta este explicația pentru care vorbim o dată despre minorități și a doua oară despre comunități etnice. Dar Dobrogea a fost casă pentru toate aceste minorități, comunități. La îndemnul domnului Carol și armata și administrația românească și populația românească care exista în momentul acela și care a venit după aceea număr mare, după 1878, trebuia să aibă o atitudine corectă față de acești minoritari, să le permită exercitarea profesiilor, exercitarea religiilor. Ca urmare, Dobrogea a devenit așa ca un mozaic etnic format din aceste minorități. Noi, în expoziția pe care am organizat-o, am încercat tocmai acest lucru să ilustrăm. Mozaicul etnic dobrogean. Cum conviețuiesc în bună pace, așa ca un puzzle, minoritățile din Dobrogea, comunitățile etnice și românii dobrogeni. Dobrogea este, începând cu 1878, parte a României. Suntem cetățenii români, ne bucurăm de toate drepturile care derivă de aici, dar specificul dobrogean este dat tocmai de această existență a unor populații atât de diferite, cu credințe, cu culturi, cu literatură, tot ce vreți, altfel, diferite, care fac cultura dobrogeană să fie unică în cadrul culturii naționale. Vă mulțumesc! Există nume tipice, ca să zic așa, care vin și care indică zona din care au venit acești oameni. Moșoiul, de exemplu, este un nume tipic din Transilvania. Da? Și dacă vei căuta pe această hartă a numelor, vei descoperi că Moșoiul este un nume din Transilvania. Și ca să nu monopolizez, să mai spun doar un singur lucru, că la un moment dat în Turcia am întâlnit o persoană care avea numele de dinaintea căsătoriei Tekir Gölü. Și am întrebat-o pe respectiva fată dacă știe că în România există o localitate cu numele Tekir Gölü. Și a zis că nu a auzit niciodată, dar îi se pare foarte interesant că probabil unii dintre strămoșii ei au migrat dinspre Dobrogea către Turcia. Iată, un lucru foarte interesant mi s-a părut și mie acum mai bine de 10 ani am întâlnit, între timp ea s-a căsătorit, a căpătat alt nume, dar când am auzit prima dată cum o chema, am tresărit și am întrebat-o, bineînțeles, imediat. Și a zis, nu știam, ce bine, i l-am arătat pe hartă și a fost foarte încântată. Zice, uite, e o localitate în România care seamănă cu numele meu de familie, ceea ce era chiar foarte, foarte interesant chiar și pentru ea. Bun,